Hei națiune, mare, mare atenție, am lângă mine o invitată specială și foarte iubită. Aici la Mainele Star, așa că nu pierdeți emisiunea pentru că Denisa e în carne și oase numai pentru voi. Denisa, un cuvânt pentru cei de acasă. Vă așteptăm în această săptămână, eu împreună cu Damani, la Mainele Star. Așadar, nu pierdeți emisiunea. Salutare națiune și bine te-am găsit la o nouă ediție Mainele Star. Numele meu este Damani, după cum bine mă știți. Am lângă mine, mai am nevoie să o prezint, o mult așteptată și îndrăgită solistă din lumea manelelor, Denisa. Bună, Denisa, și bine te-am găsit. Bine v-am găsit și eu. Mulțumesc mult de tot pentru prezentarea asta frumoasă care mi-ai făcut-o. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Ce să zic, sunt foarte mulți telespectatori care te-au votat, te votează și te vor aici la noi în emisiune la Mainele Star să stăm un pic de vorbă cu tine, să vadă viața ta și din spatele scenei, de acolo din culise, de unde vrem cu toții să tragem așa cât un pic cu ochiul, să vedem artistul în sine, cum arată el. Ești de acord? Cu cea mai mare plăcere, cum să nu? Eu aș zice până se strânge lumea, până își dă masuri, mesaje pe telefon că Denisa este prezent aici. Fraților, e aici Denisa la Mainele Star. Hai să urmărim un prim videoclip cu tine. Și după aia revenim și începem discuția noastră. Ce zici? Ești de acord? Sigur că da. Dar ce piesă? Neacalu ne-a pregătit o mare surpriză, atât mie cât și ție, dacă pozele ar vorbi. Cred că e primul tău videoclip ăsta. Da, prima mea piesă, primul meu videoclip. Featuring... Florin Pește. Florin Pește. Florin Pește, da. Hai să urmărim împreună și după aia discutăm un pic de piesă, ok? Mainele Star. Iată că ne-am întors aici în platoul nostru superb, chiar e o discotecă adevărată, în adevăratul sens al cuvântului, se numește Dovinot din Mihăilești. N-am ales deloc întâmplător această locație, deoarece Denisa fiind numărul 1 în discoteci, am zis că așa ar fi bine, să o aducem chiar într-o discotecă. Ce zici de lucrul ăsta? Mulțumesc mult de tot, mă fac să mă simt foarte bine la tine în emisiune. Pe ce să zic, am venit aici să filmez un videoclip și le mulțumesc din suflet oamenilor care lucrează aici că mi-au dat voie să filmez. E un club foarte frumos, nu? Foarte frumos și select. Foarte select, foarte frumos. Păi hai să începem cu începutul. Denisa e numele de scenă sau chiar și în acte, în buletin? Este și numele de scenă, dar este și numele meu adevărat. Rădu, Emilia Denisa este numele meu complet. Nu i-a ales așa întâmplător un nume de scenă, Denisa și atâta tot? Nu, m-am hotărât să... Cine a fost chiar numele meu. Omul care m-a lansat pe mine pe piață și m-a ajutat foarte mult și mulțumesc din suflet pentru lucrul ăsta, Florin Pește. El a zis, Denisa, da, facem... Dar nu a stat foarte mult să ne gândim, adică n-am vrut un nume așa să ieși din comun. Am ales un numele meu. Acum nu știu dacă e frumos sau urât, asta e numele meu. E un nume care atârnă foarte mult în industria manelelor și chiar mă bucur că ești alături de noi aici la Mainele TV. Bănuiesc că nu știu cât timp ai să te uiți la TV, dar sunt foarte mulți fani ai tăi care te votează și îți iubesc clipurile. Le mulțumesc mult de tot, le mulțumesc din suflet pentru că eu simt asta și știu, pentru că de fiecare dată când merg în spectacole și pe unde merg, mă primesc cu foarte multă căldură și pentru mine asta contează extraordinar de mult. Dar apropo de mainele, să știți că eu nu prind mainele la mine acasă, dar mama mea mă sună tot timpul și îmi spune că se uită în continuu, că sunt foarte des difuzată pe acest post. Să-ți dezvolui un mic secret, nici eu nu prind mainele acasă, chiar dacă am o emisiune de un an și ceva la mainele, nu prind, da? Sperăm că în curând și în București. Da, sigur, o să fie ceva, dar se prinde și în București, în unele zone. În unele cartiere? Da, da. Ce zodie ești tu? Sunt săgetător, deci mai e puțin și trebuie să primesc cadourile. Câți ani împlinești dacă nu sunt indiscret? Nu ești indiscret, nu mi-am ascuns niciodată vârsta, o să fac 20 de ani. Mulți înainte. Sunt foarte multe vedete din industria asta care își ascund vârsta. Eu rămân surprins că sunt bărbați unii. Deci am avut-o pe Daniela Gheorfi invitată și a spus așa, fără nicio chestie. Am 41 de ani, mă mândresc. Eu apreciez foarte mult pe Daniela Gheorfi, îmi place foarte mult de ea. Nu am nimic cu persoanele care își ascund vârsta. Fiecare face ce vrea. Adică nu mi se pare un lucru extraordinar să-ți ascunzi vârsta. Eu mi-am spus-o totdeauna. Deci telespectatorii noștri
să aibă grijă, împlinești în curând 20 de ani. În sfârșit fac și eu 20 de ani. Ai un site al tău unde ei pot să-ți trimită mesaje sau un telefon unde stai de vorbă cu fanii sau nu ai timp de așa ceva? Nu că nu am timp, dar nu știu de ce nu am, dar site-uri și știu că sunt foarte multe și high five-uri, dar nu e niciunul făcut de mine. Au făcut, bineînțeles, oamenii care mă iubesc pe mine și încă o dată le mulțumesc din suflet. Am intrat, când mai am timp, mai intru și eu și văd, sunt foarte surprinsă că sunt foarte multe poze de la spectacole, de unde mă duc și chiar nu nici eu, de unde am făcut poza asta, unde știi? Dar e foarte interesant așa să vezi, e o bucurie foarte mare. Încă o dovadă că ești foarte iubită în România, noastră mică. Da, ce să zic, mă bucur foarte mult pentru că asta se datorează în primul rând bunului Dumnezeu care m-a ajutat să ajung până aici. Se datorează și echipei mele pentru că sunt foarte mulți oameni în spate care mă ajută să fiu ceea ce sunt. Eu zic să mai urmărim un videoclip cu tine și după aia vorbim și de echipă, dezvoltăm un pic. Ca să mulțumim pe toată lumea, alege tu un videoclip, ce vrei tu să vezi? Păi nu știu, ce are domnul Calu pregătit acum? Noi avem absolut toată biografia ta. Păi să ascultăm atunci un... Da, uite, ne-a șoptit, vino împreună cu Cristian Isescu. Vrei tu, Nea Calu, melodia asta, îți place ție? Vezi că ăsta e un hit de vreo 20 și ceva de ani, remixat. Da, foarte bine și remixat. Da. Hai să-l urmărim atunci, la Mainele Star. Dragi telespectatori, iată că am revenit aici la Mainele Star, invitata mea de onoare, de marcă, de ce vreți voi, foarte votată și prin SMS-ul la 1239 și prin videoclipurile care se difuzează la noi la Mainele TV, Denisa. Denisa, ne vorbeai de o echipă, că în spatele tău ar fi o echipă. Povestește-ne un pic, detalii. Da, după cum am mai spus, în spatele meu se află o echipă extraordinară, oamenii de calitate, care mă ajută extraordinar de mult. Negativiști, începând de la negativiști, compozitorii, oameni care se ocupă de imaginea mea, de părul meu, de coafat, de machiatul meu. Sunt foarte mulți oameni care îmi dau putere și mă susțin în ceea ce fac. Ai un impresar, nu știu, un manager care stă în spatele tău, spune... Se uită în agenda, astăzi ai concert acolo, astăzi. Da, să-mi continui ideea, pentru că am vrut să spun că eu mă aflu aici datorită și echipei mele și lui Dumnezeu, pentru că m-a ajutat foarte mult și să nu uit al fanilor mei care mă susțin și cred că sunt extraordinar de importanți în cariera mea, pentru că ei m-au făcut să ajung până aici. Fără ei eu nu aș fi răzvit, pentru că am avut, nu știu cum să mă exprim, am avut norocul să mă iubească de când am început. De la o vârstă foarte fragedă, nu știu, la cât ai scos primul videoclip care l-am urmărit? Cred că pe la 15 ani, așa. 15. Da, 15, cam așa, cam 15 ani. Florin Pește te-a lansat în muzică, în industria asta manelelor. Da, Florin Pește, eu, noi suntem și rude. Pe tocmai asta urma să te întreb, mi-ai luat vorba din gură, da. Se zvonește pe... diverse forum care am intrat că ai fi rudă cu Florin Pește. Da, eu tot timpul am spus și oricând pot să spun cu mândrie că eu sunt rudă cu Florin Pește. Eu când eram mică am copilărit așa în casa unde a fost și el, avea un studio acolo, căuta cântăreață, bineînțeles, și tot îl zăpăceau. Eu înainte să cânt manele am cântat muzică populară, știi? Și mă știa toată familia că Denisa cântă, Denisa cântă și îi tot ziceau să ascult și pe Denisa că poate-ți place. Până la urmă m-a ascultat și i-a plăcut. Și m-a... Ce-ți vine, unchi, verișor? Este verișorul mamei mele. M-ar veni unchi de verișoară, cred. El căuta talente prin țară și talentul era la ușa lui. Da, de să zicem. Da. În prezent? Liviu, da. Liviu este impresarul meu, este omul care mă ajută cel mai mult în cariera mea și îi mulțumesc din suflet pentru asta. El se ocupă în totalitate de mine, el îmi ia spectacolele, el se ocupă de spectacolele mele, de nunțile mele, de tot ce înseamnă cântări. Deci lumea pe el îl sună... Da, da, majoritatea da, da. Bine, mai intervin și alții, dar la Liviu se ajunge, pentru că el este... el se ocupă de mine. Păi hai să mai urmărim un videoclip cu tine, ți-am pregătit noi încă o surpriză. Alături de Florin Salam ai tu o piesă tare de tot. Îți dau gratis inimioara mea sau ceva de genul ăsta. Ce zici? Îl urmărim împreună aici? Sigur. Hai, la Mainele Star!
Dragi telespectatori, ne-am întors aici, în acest decor absolut natural. Suntem într-o discotecă și nu am ales să... Da, cam liniștită, da, pentru că Denisa fiind number one în topuri, în discotecă, tot prins foarte mult în discotecă la ora actuală, am zis, hai să alegem o discotecă, că ar fi păcat, nu? Casa mea, nu? Casa, da. Cum ar veni casa mea, da. Dacă tot am vorbit de casă, zi-ne și nouă un pic de familie. Ai frați, surori? Familia mea, sunt foarte mândră de familia mea. Mai am o soră și o nepoțică, pe care, bineînțeles, tot sora mea. Mulțumesc frumos. Ce să mai zic, o soră am și verișori. Doi verișori, mai mulți verișori, dar doi care sunt principalii, Liviu și fratele Andrei. Sora ta cântă sau nu are nicio treabă cu muzica? Nu. E bine, nici nu a avut așa talent, nici nu i-a plăcut. I-a plăcut mai mult școala, a învățat, după care s-a căsătorit, a făcut o fetiță și acum își vede de familia ei, să zice ei. Tu ai studii ceva populare, de artă, conservator, vioară, pian? Să știi că nu, aș fi vrut să fac conservatorul, dar eu mai mult am încredere în talent, știi? Ca să fiu la conservator trebuia să am și niște studii, să am liceu sau măcar să am ceva cunoștințe, știi? Dar nu, pentru că totul e nativ, îmi șoptește Liviu de acolo. Totul e nativ, așa e Liviu. Și bănuiesc că tu începând de la o vârstă foarte fragedă să cânti, n-ai mai avut timp de... Hai să spun ceva ce n-am mai spus niciodată. La mine, în familie, toată lumea a cântat. Da? Chiar vreau să te întreb dacă te tragi dintr-o familie de muzicanți sau pur și simplu a fost așa o nebunie de-a ta. Da. Nu, la mine în familie toată lumea a cântat, de la străbunic până la tatăl meu. Și unchi și toată lumea a cântat și eu am trăit, am stat în casă cu muzica. Stai seama că eu de și mică... tatăl tău a cântat? Da, și tatăl meu a cântat, da. Super tare asta, uite, în exclusivitate pentru mainele Star. Tatăl meu a cântat în formație, că vedeți că nimic nu este întâmplător, a cântat în formație cu Florin Pește, adică frații Pește. Deci nimic nu e întâmplător, vedeți, el, tatăl meu a cântat cu Florin Pește și Florin Pește m-a luat pe mine. Adică... Să spunem telespectatorilor, cei din noua generație, că Florin Pește cântă de vreo 30 de ani, cred. Da. Și este în topuri și la ora actuală. Frații Pește erau foarte bine contați, erau Albatros, generic, frații Pește. Ups, ne sună și telefonul. Nu e nicio problemă. Da, interesant lucrul ăsta. Chiar nu-l știam nici eu, nici lumea care ne urmărește la această oră. Era secretul tău care îl țineai acolo? Nu am spus niciodată, nu știu, am avut ocazia. De astea sunt bune emisiunile astea, da, în care noi aducem artiști. Că lumea află lucruri interesante sau fanii află lucruri interesante despre voi. Da. Hai să mai urmărim un videoclip cu tine, featuring Sorin Copilul de Aur, un duet care a prins foarte, foarte bine la public. Cel din parc filmat, nu? Nu știu de unde e filmat, să fie așa ca o surpriză. Părea totul pierdut oricum în parcul ăla. S-a bucurat de un succes foarte, foarte mare acest videoclip și eu cred că și acum e frumoasă melodia. Hai să urmărim, da, o urmărim aici împreună. Am revenit aici în direct în club Dovinot din Mihăilești. Îi mulțumim patronului pentru găzduire, că a vrut să fie complice alături de noi pentru a-i face o surpriză lui Denisa. Fiind numărul 1 pe discoteci, e normal să fie locul tău aici acasă, cu multe lumini, jocuri, mese. Spune-ne și nouă, cum decurge o zi din viața ta? Grea întrebare. Păi o zi din viață, niciodată nu sunt asemănătoare zilele din viața mea. Deci se poate... Asta e bine. Nu mă plictisesc eu niciodată. Păi, de exemplu, se poate să plec afară sau în România, să am 5 zile spectacole în continuu și să nu știu decât somn puțin și cântare. Sau mai am 2 zile libere în care fac și eu... Hai să luăm o zi de marți, așa, când e mai liberă. N-avem cântări, n-avem... Nu neapărat sunt liberă marțea. Poate, nu știu, o zi din viața mea, mă trezesc, nu știu, depinde cât de obosită sunt. Pe la ce oră, așa, în general? Bă, nu știu, depinde la cât adorm. Da? Da, nu am ceva pus în cap când mă culc să zic, Doamne, mâine să mă trezesc dacă n-am treabă, știi? Dar dacă am treabă, mă trezesc să fac treaba, dacă nu, dorm până când vreau eu și, nu știu, fac și eu ce fac toate fetele. Merg și eu la salon, mai mă vopsesc, mai, știi? Bineînțeles și la facultate, să nu uit. La ce facultate, știi? Sunt la drept. Da. Urmez dreptul, da. Wow, deci o să fii
avocată. Dacă aveți probleme, Doamne ferește, o să vă scapi. Sperăm să n-avem probleme. Și Cristi Dules a făcut dreptul. Știu, da. Colegul meu, da, Cristi Dules, știu. Mâncare preferată? Mănânc orice. Eu am norocul că nu mă îngraș. Mănânc orice la orice oră, nu mă abțin de la nimic. Nu ți-e o cură de slăbire sau? Nu, niciodată n-am ținut. Nu. Sau de îngrășat la mine, că slăbit n-am niciun caz, nu țin nicio cură. E un lucru bun, că te menții fără să mergi la sală, să alergi. Da. Sunt o norocoasă, vă dați seama că, nu știu, cred că și din cauza programului pe care l-am sunt așa slabă. Dar dacă aș fi fost grasă, aș fi fost foarte puturoasă. N-aș fi slăbit, sigur. Okay, că nu-mi place să alerg, nu-mi place să fac sport. Da, nu-ți place nu. Hai să mai urmărim un videoclip cu tine, să nu mă cerți. Da, o melodie frumoasă de dragoste, zic eu, pe care o dedicăm îndrăgostiților care se uită la noi. Mainele Star. Am revenit aici în discoteca Dovi Not din Mihăilești. Denisa. Da. Așa, o întrebare. Indiscret. Tu, da, mai indiscretă. Tu ai o formație a ta sau pur și simplu mergi cu CD-ul pe negative sau cum? Nu, eu mi-am făcut și formație, bineînțeles, cu niște oameni extraordinar de talentați, cu care mergi și la anunți, mergi când și la anunți. Deci tu cânti și la anunți și la botezul, nu numai discoteci. Discoteci poți să mergi să cânti cu CD-ul sau cu negative. Mergi să cânti și live, dar depinde cum vor oamenii, după posibilitățile oamenilor. Da. Câți membri ai în formație? Uite, un lucru care eu nu știam. Păi suntem cam 7. Să-l bag și pe review? 7. Se bagă și el la parte de obicei? Păi băgăm cum, e și el din formația noastră, cum nu aleargă și el, el e cel mai implicat în treaba asta. Cum sunt? 7 băieți. Da. Aveți sunetul vostru, un microbus, da, de la, da. Denisa scrie pe el, formația... Deocamdată nu scrie, să știi, dar ne gândim și noi să scriem. Da? Deci ai band-ul tău, mergi cu el, cânti și da, live? Oriunde, da. Da, când sunt solicitată și cum doresc oamenii, eu pot cânta oricum. Deci sunați-ne că suntem disponibili. Așadar, oameni buni, dacă vreți ca Denisa să vină direct la petrecerea voastră, fără intermediari, impresarii care, ci că ar fi impresari, își mai au și ei o șpagă în plus, sunați sau intrați, dați mesaj la 1239, intrați pe site-ul nostru și acolo... Și voi da numărul lui Liviu. Numărul lui Liviu ca să ajungă direct la tine, fără intermediar, că știi poveștile destul de bine, să pleacă de la un preț și să ajunge la o sumă de omul se lipsește. Fiecare își caută pâinea lui, nu? Eu știu, dar suntem totuși în 2009. Ce nu? Fiecare om trebuie să mănânce. Toți oamenii trebuie să își facă cumva să câștige. Am înțeles aspectul ăsta, l-apreciez, dar tu, dacă ai un impresar și îl plătești și se ocupă de tine, de imaginea ta, ai o echipă în spate, ar fi mai bine ca să ajungă direct la tine, să se sară peste anumite... Asta, da, se poate și asta, dar dacă eu îmi cer prețul meu și primesc prețul pe care îl vreau, nu mă deranjează, adică nu știu ce să zic. Poate deranjează omul care mă ia la să cânt, dar dacă mai pune și un... nu știu ce să zic. Deci nu te deranjează prea mult intermediari, că până la urmă tot la Liviu se ajunge. Da, pe mine nu prea mă deranjează aspectul ăsta, că până la urmă eu, mie îmi vin banii care îi cer, pentru că intervine Liviu și se cer banii care... se dau banii care îi cer. Pe mine mă deranjează alt aspect și vreau să fac... Ia, uimește, spune-ne aici. Stai că e bună și pentru tine, da, mania asta care o spun. Cu pirateria. Este un lucru foarte... nu urât, nu știu cum să spun. Nu este bine ce se întâmplă pentru că pe noi soliști, în primul rând, ne afectează foarte mult și tu știi bine asta, pentru că producătorii nu mai au și nu le mai convine să investească bani în soliști și tocmai de aceea nu mai apar melodii de calitate. Nu mai apar piese de calitate, pentru că nu ne mai convine să bage bani într-o melodie dacă nu și scot. Și asta e un lucru foarte grav. Eu asta spun cam din două emisiuni. Nu mai luați după ODC, după nu știu ce site-uri. Încercați să și cumpărați, că dacă nu, omul nu ajunge să cumpere niciodată CD-ul. Noi ne facem treaba așa cum trebuie și noi asta ne-am dorit cel mai mult, să cumpere lumea produs original. O să dezvoltăm un pic mai mult subiectul ăsta cu pirateria, dar hai să mai vedem un videoclip cu tine. Sigur. Împreună cu Marius de la Focșan, de data asta, tu nu mă iubești pe mine.
Am revenit aici în direct, urmăriți emisiunea Mainele Star. Dragi telespectatori, dați mesaje, telefoane, anunțați-vă prieteni. Emisiunea noastră e și în reluare lunea și joia. Denisa este aici, în carne și oase, lângă mine. Ați cerut-o, ați votat-o, am adus-o la Mainele Star. Dezbăteam un subiect foarte fierbinte, ăsta legat de piraterie. Zile tu, că poate pe mine nu mă înțeleg. Ce se întâmplă dacă ei vor continua să downloadeze muzică după internet? Nu vreau să mă gândesc ce o să se mai întâmple, dacă o să se întâmple mai rău decât acum, dar eu vreau să fac un apel către toți fanii mei și pentru lumea care mă iubește cu adevărat, vă rog din suflet să cumpărați produsul original, pentru că așa, și nu numai cu mine, și cu colegii mei, pentru că așa veți vedea că muzica în România o să fie de mai bună calitate. Asta e părerea mea. Și evoluăm. Dacă se și vând, producătorii ajung să bage niște bani în clipuri. Și să poată să scoate, le convine să bage și încă o dată aceiași bani. Dar dacă nu le vin bani înapoi, nu le. Eu, unul sincer, îi înțeleg datorită crizei mondiale care se tot zvonește și se vorbește de ea, îi înțeleg. Dar e normal, cum ești tu, Denisa, ești un brand în industria asta. E normal ca din când în când omul sau fanul care te îndrăgește, te iubește să ducă la tarabă să mai cumpere un CD-ul. Chiar casele de discuri au făcut unele favoruri celor care îndrăgesc manelele, le-au introdus în anumite benzinării. Pur și simplu bagi benzină, te duci și îți cumperi și CD-ul. Da, dacă se poate asta, bineînțeles. Dacă, iubești, se poate. Da. Cum zici tu? Na, ce să-i facem? Pirateria ne omoară. Ăștia care puneți muzică pe net. Foarte, foarte mulți producători și-au închis firmele. Da. Foarte mulți, mai ales din industria noastră, dacă au dat faliment, dacă nu au mai vândut, oamenii și-au închis firmele. Am observat eu lucrând la Dan Bursuc în studio, mergem la o emisiune, cântă Copilul de Aur, Lele, indiferent cine cântă, ce artist cântă piesa și la câteva ore o vezi deja pe internet. Sunt unii care stau cu TV Tuner-ul, nu știu cu ce stau pe rec tot timpul, iau piesa, o aruncă pe internet și ce rezolv? Da, așa e. Dar vă dați seama câte vizualizări sunt pe YouTube? Dacă fiecare om ar cumpăra CD-ul, ce s-ar întâmpla? Da, dar nu ne avantajează pe noi artiști. Nici în buzunar, nici moral, nici financiar. Ne avantajează pe alte părți, știi? Alte părți, dar gândește-te că știi foarte bine. Producătorii ce zic? Dom'le, nu mai îmi permis să-ți fac un videoclip de 5.000 de euro, să-ți aduc elicopter, tragem o cromă și spune elicopterul pe spate. Denisa, ce să spun, asta e situația. Oricum, toți ascultătorii și telespectatorii de la ora asta ar trebui să știe că dacă downloadează muzică după internet, sunt fără voia lor parte la închisoare. Deci asta e piraterie ce fac ei și calitatea este foarte proastă. Ce găsesc ei pe internet? Da, dar poate multă lume nu știe. Poate noi i-am ajutat și poate le-am dat o idee bună. Da, eu tot timpul vreau să educ, că de-aia și am această emisiune, să aduc oameni ca tine să spună lucrurilor pe față. Că numai artiștii pot vorbi cu fanii lor, da, să le explice. Trebuie să mai le explicăm și ceva, că poate oamenii nu înțeleg. Dacă noi vă îndrumăm să cumpărați CD-urile sau, muzica noastră originală, nu ne ajutați neapărat pe noi. Vă ajutați și pe dumneavoastră, pentru că puteți vedea muzică și videoclipuri de calitate. Le puteți vedea... Față de internet, da, care sună prost, acum ce dai jos după net, exclusiv, nu știu cum, exclusiv, da. .tk, punct, numai de-astea. Hai să trecem peste lucrurile astea urâte, să mai urmărim un videoclip cu tine, cu un nume sonor din lumea manelelor, Nicolae Guță. Glasul tău. Glasul tău la un mereu. Da, o melodie frumoasă de dragoste. Okay. Aici la Mainele Star. Am revenit în direct aici la Mainele Star. Cum a fost colaborarea cu Nicolae Guț? O colaborare foarte, foarte frumoasă, cred, și sper eu. Se menține și așa. Da. Lumea iubește ce scoatem noi și mă bucur foarte mult. Îi mulțumesc din suflet lui Guță că acceptă de fiecare dată să cânte cu mine. Pentru mine e un lucru foarte mare să cânt cu Nicolae Guță. Nu știu, sunt piese foarte frumoase care ajung la sufletul oamenilor. Și pe oriunde mă duc și le cânt, fetele mai ales, îndrăgostitele și îndrăgostiții sunt așa, nu știu, toate versurile cântă cu mine și mă bucur foarte mult. Văd că nu cânți numai manele. Și folclor? Da. Care-i treaba cu folclorul? E mai nouă ideea asta sau...
Da, mai nouă ideea asta, în decembrie, sper eu, o să apară un album 100% populară, muzică populară. Am muncit foarte mult la el, sunt niște piese, nici eu n-am auzit finalele, aștept zilele astea. L-am făcut la Radu Ciprian la Cluj, este multă lume știe de el, este un profesionist și nu știu, eu aștept cu sufletul la gură. Da, 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 da. Și am lucrat extraordinar de bine cu el, după cum am spus, este un profesionist. Bănuiesc că prin toată Europa ai colindat. E loc să nu fi cântat în Europa? Nu știu dacă e vreun loc, dar am cântat în aproape toate țările străine. Am fost peste tot, îmi place peste tot pe oriunde mă duc. În America ai ajuns? În America am primit propuneri, dar încă se negociază. Să vedem. Ce țară ai remarcat-o tu sau ți-ar place să-ți faci o casă de vacanță de două ori pe an, să mergi acolo, să te relaxezi? Există vreun loc pe lumea asta în afară de România? Să vă spun că mie îmi place când mă duc în străinătate, pentru că mă întâlnesc cu români acolo. Dar să stau acolo eu, nu cred că aș putea, mie îmi place România. Și un loc din România? Da. A, București, oriunde, nu contează. Nu contează, la mine, nu știu, acasă. Neptun, Suceava. Nu, oriunde îmi place, dar bine, sunt, știi, perioadele astea, vara îmi place la mare, iarna îmi place la munte, știi, ca oricum. Tu ești născută, crescută în Drăgășani. Da, da, în Drăgășani, județul Vâlcea. Drăgășanu, pe vremea lui Ceaușescu, era mega cunoscut în toată România. Da. Făceați niște tene și acolo la Drăgășani. Da, dar oricum a dat, nu mai e închisă fabrica aia, nu mai. Probabil că a dat faliment când au venit ăștia de la... fără reclamă. Hai să mai urmărim o piesă, un videoclip cu tine, dar sunt foarte curios. Cine ți orchestrează ție? Că sunt superbe piesele și oricum sună bine. Față de alți artiști care... Da, păi piesa Am înțeles că te iubești, toată lumea știe, urmează, nu? Da, te iubești și toată lumea știe și chiar ți-am pregătit o surpriză legat de piesa asta. Să vă spun de piesa asta care mie mi-este foarte dragă. Este compusă de Mr. Juve, colegul meu cu care am și cântat-o. Legend. Și da, și orchestrată de, cred că tot Juve cu Nec. Cu Nec este omul care, lucrează mie extraordinar de mult, cu care am o colaborare foarte frumoasă și lucrează foarte, foarte bine. E un profesionist și Nec. Vezi, prin emisiunea asta, oamenii care se uită la noi și nu știu cu ce se mănâncă industria muzicală, realizează că în spatele artiștilor există niște oameni gen Nec, Juve, Ovidiu Sfântu, Damani, da, Calu, că și el orchestrează, sunt niște oameni foarte buni, care ei asta fac, orchestrează și din asta trăiesc, cum le spunem noi, negativiști. Da, negativiști care își fac treaba extraordinar de bine și fără ei, nu, sigur nu ar suna așa ceea ce ascultați dumneavoastră. Hai să urmărim piesa cu Juve, Te iubesc și toată lumea știe, și după aia am o surpriză pregătită pentru tine aici. Aștept. Mainele Star. Am revenit în direct aici la Mainele Star. Super melodia asta, s-a cântat toată vara. Acum 2 ani sau când a fost hitul ăsta? Da, acum 2 ani, dar se cântă și acum. Și acum în discoteci. Că noi stăm într-o discotecă și n-am ales, după cum spuneam și la începutul emisiunii, deloc și întâmplător această locație. Noi ți-am pregătit o surpriză, aș vrea ca la din dragoste. Cine deschide ușa acum și intră acum pe ușă? Cine e aici lângă noi? O surpriză pentru tine! Salut și bine ai venit alături de noi. Am vrut să-i facem o surpriză lui Denisa și te-am invitat și pe tine. Cu toate că o să te avem invitat așa o oră jumate, ceva mai încolo, în câteva emisiuni. Da, Mani, dar știi că Mr. Juve este vărul meu, nu? Da, și mă, din... Nu știam asta. Pă bune? Da, suntem rude, suntem verișori. Nu știu de ce grad. Nici eu, dar nu mai contează. Am venit până la voi. Bună seara sau bună ziua. Bine v-am găsit, tinereilor, dragi ascultători. Am venit că nu-ți răspunde la telefon. Păi n-am voie cu telefonul, doar Tamani. Avem treabă, avem treabă în studio, avem multe treburi de făcut. Uite, dacă tot te-am prins, ia zi-ne, lucrați la ceva acum? Da, avem multe în proiect. Nu vreau, e totul, e surpriză, nu, secret, nu, pentru că ulterior... Surpriză de sărbători, să zic. O surpriză de sărbători, cum s-ar spune. Cum suntem noi învățați, oamenii din studio, e hit sau... Dar... Pentru cei care așteaptă, surpriza de fapt nu e niciun secret, surpriza care trebuie să se aștepte din partea noastră este un proiect cu mine și Denisa. Bineînțeles, noi mergem împreună și la discoteci, cum zici tu.
Știi? Unde suntem invitați, noi mergem împreună la anunți, bineînțeles. La diverse evenimente. Repet întrebarea mea de mai devreme. Noi oamenii de studio avem o vorbă. E hit? Ce este sau? E bine de tot. E bine. Dacă e bine, o așteptăm aici în exclusivitate și premieră la Mainele TV. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Ți-a plăcut surpriza noastră? Extraordinar de mult. Eu îl iubesc foarte mult pe Mr. Juve. Este colegul meu cu care mă înțeleg foarte bine. Eu am copilărit în casa lui Mr. Juve pentru că cea mai bună prietena mea a fost sora lui. Și este în continuare. În familie, în familie. Noi suntem... În familie. E în familie și e bine. Hai să mai urmărim un videoclip. Aproape de inima ta, featuring Babi Minune. Babi Minune, un copil foarte talentat. Hai să-l urmărim împreună și poate, cine știe, mai facem o surpriză. Că doar ești la Mainele Star. Ne-am întors aici în discoteca noastră Dovinot din Mihăilești. Mulțumim patronului că ne-a ajutat să-ți facem această surpriză, să te invităm să facem emisiunea chiar într-o discotecă, cu lumini, cu toate nebunii. Și am ajuns în club, 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 cum era o piesă. Cine a făcut această melodie de suflet care a prins destul de bine? Da, acest hit eu aș vrea să-i spun, pentru că s-a bucurat de un succes foarte mare. Bineînțeles, compusă de nimeni altul decât Mr. Juve. A, deci s-a pupat bine că te-am zis, vină Juvele pe aici, dacă tot ești în drum, hai să-i facem o surpriză lui Denisa. Da. Tu ai făcut piesa? Da, să știe că eu sunt oaia neagră. Și tu ai făcut piesa? Da, eu am. Versuri, linie, negativ? Linie melodică, nu? Este un cover, doar text și negativ. Da, și m-am gândit că bine ar fi și să o cânte Denisa, pentru că este exact pe stilul ei. Ce s-a întâmplat ulterior în spatele cortinei, nu știu. Vă spun că eu. Apoi a venit și Babi și... A tras și el, nu, dar... Videoclipul cine l-a făcut? Videoclipul Cristi Camarat, cu care colaborăm noi foarte mult, dar aș vrea să spun cum a luat colaborare această piesă cu Babi, Minune. Până să ne spui cum a luat naștere această colaborare, vreau să spun un lucru care unii care nu iubesc prea mult manelele zic tot timpul: băi frate, am auzit piesa aia la Denisa sau am auzit piesa aia la Salam și am auzit-o în Grecia, o cântă nu știu cine, e Ciordeală în România. Eu vreau să spun tuturor celor care ne urmăresc acum că maneliștii de pretutindeni se iubesc și schimbă melodiile între ei. Pur și simplu, noi nu le furăm. Nu suntem ca alții, nu vreau să dau nume din industria cealaltă, din partea cealaltă, nu ne inspirăm, practic ei se inspiră, ăștia la alții cu dansul se inspiră și nu recunosc. Noi o facem ca acolo. Nu putem spune asta pentru că trebuie să recunoaștem că toată lumea se inspiră și să zic așa și, și din aripa de vest și din aripa de est. Da. Deci, și din dance și din house și din hip-hop se inspiră, dar vezi, ei nu recunosc. Tu ai venit pur și simplu, te-am invitat, ai spus, e un cover, nu e a mea, frate, nu mi-aparține mie, nu... dar ei fac greșeala. Ce cum sună în română, dar ei fac greșeala, se duc și își înscriu aceste piese la UCMR și se bat cu pumnul în piept la diferite televiziuni că e a mea, frate. Nu putem să spunem, asta ar fi o rușine pentru noi, în primul rând. Numai că atâta timp cât facem muzică, trebuie să dăm ce avem mai bun din noi. Nu trebuie să ne batem cu pumnul în piept care suntem mai buni și care suntem mai proști. Pur și simplu, ne facem treaba fiecare cum știm. Pentru că noi maneliștii din Grecia, Serbia, Montenegro, suntem prieteni și... Nu, suntem niște muzicani, niște... Care ne facem treaba. Exact. Denisa, ești pregătită de încă o surpriză aici la Mainele Star? Deci, ce te spate aici? Și pe cine mai aduce? Nu pe Elton John sau pe Madonna, dar mai e o surpriză așa, mai deschidem ușa? Da. Și ușa se deschide, că dacă s-a dus emisiunea aia din dragoste, a căzut, a rămas. O să intre, poate, cine știe. Hai să deschidem ușa și vine alături de noi... Babi! Babi, ce faci? Nu-ți saluți? Nu. Nu? De ce? E supărat? Ia uite pe cine avem aici. Babi Minune, ce-i cu tine? Ce să fie? Plouă afară? Nu plouă, ninge. Ninge. Juve aici, Denisa aici și tu. Și eu. Ai ceva să transmiți celor de acasă? Vreau să-i salut și iubesc foarte adevărat fanii, pentru că ne dau valoare, ne dau forță când sunt ei lângă noi, parcă crește inima noi și putem să cântăm mult mai bine decât...
Eu te cunosc pe tine până să fii lansat, ai fost pe la mine, nu vreau să discut despre asta pentru că o să te-am invitat într-o emisiune viitoare aici la Mainele Star. Nu știu dacă ai timp să te uiți pe la televizor, sunt foarte multe cântări, da. Dar hai să te descos așa un pic. Cum ai cunoscut-o tu pe Denisa? Ne cunoaștem de mai mult timp. Hai, babi, spune tot. Hai, spune tot, auzi. Ți-a dat ok-ul, Denisa. Împreună cu vărul ei a venit Liviu la mine. Eram foarte încântat, mă gândeam că o să merg la ei, știi? Și dacă nu mai sunt... Nu mai ești așa de încântată? M-am întors, am revenit. Haide să spunem. Noi îl știam pe babi după internet. Și toată lumea îl știe pe babi după internet, are, nu știu, vreo 2-3 da, milioane de, de vizitatori. Eu l-am văzut prima dată și mi-a plăcut extraordinar de mult de el. Pe urmă l-a văzut și Liviu și am dat foarte greu de el. Am intervenit cu telefoane, cu nu știu ce și am mers la babi acasă. Bătăi? Nu cu bătăi, Doamne ferește! Nu, am mers la babi acasă, l-am ascultat. Eu trebuia să merg în Italia sau în Spania, nu știu unde. Și de asta n-am putut să-l luăm și până ne-am întors noi de acolo, babi a fost luat. Da, mie mi l-a adus cineva la ușă, mi l-a lăsat vreo săptămână. Nu intrăm în detalii. Foarte mult mi-a plăcut de babi când am mers de el acasă. Pentru că în general copiii, știi, sunt rușinoși, sunt și nu-ți dai seama din prima. Eu mi-am dat seama din prima de babi că o să prindă și o să fie ceva cu. Știi ce mi-a spus Denisa? Poți să încânti și mie. Nu cântă tu că mi-e rușine. Da? Deci dacă nu cânta ea, nu puteam să cânt. Nu aveam niciun has. Am înțeles. Deci ea mi-a dat putere, cum ar fi eu emoționat. Erai și tu mic? Eram și eu mic. De la Ploiești? De la Ploiești. Da. Telespectatorii noștri sunt cu ochii pe noi. Juve, Denisa, babi, atâția invitați aici la Mainele Star. Mai țin la vorbă, stai să salut pe Juve. Hai, salută-l pe Juve. Și pe tine, salut. Noi îl iubim foarte mult pe babi. Noi din branșa asta îl susținem și spunem că este un băiat foarte talentat și nu spunem și credem asta și îl iubim extraordinar de mult și sperăm să ajungă sus unde e locul. Asta îi doresc și eu și telespectatorii de acasă. Hai până una alta să mai urmărim un videoclip, ultimul că ne apropiem de finalul emisiunii, Cu tine viața mea. Ultima piesa ta, nu? Nu ultima, cea mai... Nu e ultima? Cea mai recentă? Ultima scoasă pe piață, la asta mă refer. Da, cea mai recentă piesă, o piesă compusă de Nec și mulțumesc din suflet că mi-a făcut această piesă frumoasă, în colaborare cu Adrian Minune, care după mult timp nu mai făcusem eu o piesă cu Adrian Minune și iată că acest duet... împreună da, tu cu Adrian. Da, am încredere în tine. Cine a făcut piesa? Florin Pește. Mister Juve. De ce mai întrebi? Ah, Mister Juve, ia auzi, și piesa aia tot... Deci aia a fost nebunie totală, să cânta peste tot. Da, a fost o piesă care s-a bucurat de un succes foarte mare, dar iată că și după mulți ani colaborarea noastră nu a fost uitată și a prins și această piesă. Hai să urmărim aici la Mainele Star. Bum! A revenit aici în direct în discoteca noastră unde o avem invitată de onoare pe Denisa, invitat de onoare pe Mister Juve de la Play J și pe Babi Minune, care e cam supărat. O să-l întreb de ce e așa supărat. Din păcate am ajuns la finalul acestei ediții, emisiuni. Juve, un cuvânt pentru cei de acasă? Ce să spun? Să asculte muzică cât se poate de mult, Manele în special. Și ca și un slogan, o să-i asigur eu că niciodată nu o să rămân în pană de idei. Niciodată. Eu o să te-am invitat în edițiile următoare n-am să... N-am amenințat pe nimeni, doar am da. Promis. Când da. A zis Juve de slogan, eram sigură că ce spuneți, nu drogurilor. Nu, o să chiar o să te-am aici în emisiune da, și vom discuta de așa de ale noastre vechi. Babi, de ce ești tu supărat? Ce s-a întâmplat? Păi, sunt foarte supărat pentru că... Un actor foarte bun, care nu prea pot să zic, dar nu pot să mă abțin. Zine. Un actor foarte bun, Dinică, domnul Dinică, pentru că am auzit și eu că Dumnezeu e sus și vede tot ce se întâmplă și nu venea să cred, un actor foarte bun să... Tu ai jucat cu el în film, îl cunoști mai bine... Da, domnul Dinică este a fost un actor foarte bun. Și nu mă gândeam la așa ceva, pentru că tot mai
cu o săptămână, două, m-am dus la el și chiar vorbeam, pentru că el e în alt film, eu sunt în alt film acum și am mai trecut pe acolo să salut, să vorbim. Și pentru că nu mai a fost, a murit, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte, condoleanțe familiei. Da, să eram foarte supărat pentru că n-am avut nici timp să merg la el și sper că o să mă duc și eu, ori mâine, ori poi mâine. Ok. Ce să facem? Da, timpul totdeauna trece în defavoarea noastră, cum spun eu, Damani. Denisa, tu un cuvânt pentru fanii tăi de încheiere? Le transmiți ceva? Vrei să le spui ceva? Păi, în primul rând, să le mulțumesc din suflet pentru că m-au votat în emisiunea voastră. Să le spun că iubesc extraordinar de mult și că le mulțumesc din suflet pentru că mă susțin și că nu o să-i dezamăgesc niciodată, pentru că eu am lucrat foarte mult în studio și sunt foarte multe proiecte care vor apărea în această lună. De sărbători, de să o să aștepte de la tine, numai la bombe, hituri, albume. Să sperăm, să dea Dumnezeu. Mersi că ai venit în emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc mult de tot că m-ați așteptat, pentru că eu v-am tot amânat că n-am avut timp. Vă mulțumesc că Da. Se acceptă și scuzele tale și oricum e important că ai fost aici, telespectatorii de acasă sunt mulțumiți, se culcă fericiți și să sperăm că o să vii în curând cu videoclipurile de care ne-ai vorbit în emisiune. Cu cea mai mare plăcere, vă mulțumesc încă o dată și pentru invitație. Pe tine, Juvele, te aștept aici și pe tine, Babi Minune, la fel. Aici la Mainele Star să descoasem așa. Fir cu fir. Mai vorbim. Ok. Mai am și o întrebare. O întrebare? De mie. Ia. Dar de ce? Haide, vă rog eu, nu fiți răi. Mulțumesc. Și chiar votați-l și pe Babi Minune. Nu de asta, că ești tu aici. Ok. Votează Babi, e un solist care a intrat în forță pe piață, oricum e. Adevărat. Chiar mai ales videoclipul al tău sus pe casă, cum spunea un... Sus pe masă. Da, un telespectator a intrat în direct și vreau și o melodie a lui Babi Minune, sus pe casă. Sus pe casă, mai bine sus pe acoperiș. Da, e o idee, cine știe, poate Nec se uită acum la noi și deja o pune de un hit. Da, Nec. Așadar, dragi telespectatori, mulțumesc vouă invitaților, voi cei de acasă urmăriți la recomandarea mea Mainele TV mai tot timpul, pentru că noi lăsăm clipurile de la un capăt la celălalt, iubiți-vă mult și na, mulțumim și celor de la Dovinot pentru că ne-au lăsat să filmăm aici în discoteca lor. Fiți eco și alături de invitații mei de onoare vă spunem la revedere! La revedere! V-am pupat!